Bună ziua! Voi prezenta declarația fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat de Moldova privind situația social-politică, alegerea președintelui țării și prioritățile guvernării Alianței pentru Integrare Europeană. Fracțiunea parlamentară a Partidului Liberal Democrat de Moldova constată că urmare tentativei nereușite de alegere a președintelui Republicii Moldova au devenit frecvente cazurile când anumiți lideri politici își permit să vorbească din numele partidului nostru, prezentând chipurile poziția noastră, așa cum le convine lor, în probleme de maximă importanță, cum ar fi stabilirea datei alegerii președintelui Republicii, posibilii candidați la această funcție, atitudinea față de alegerile parlamentare anticipate și alte subiecte. În contextul situației create, fracțiunea Partidului Liberal Democrat de Moldova vine cu următoarele precizări. Alegerea președintelui Republicii Moldova, ca o condiție de bază pentru asigurarea stabilității în țara noastră, este o prioritate pentru PLDM. Ne reiterăm poziția principală, precum că forțele politice parlamentare trebuie să continue dialogul pentru a asigura reușita acestui proces. Avem o mare responsabilitate în fața cetățenilor, care ne determină să fim la nivelul așteptărilor oamenilor, să nu abordăm în grabă procese politice importante, să nu admitem superficialitatea în politică. Oamenii așteaptă de la noi să alegem președintele, nu să continuăm să le oferim candidați despre care știm dinainte că nu vor fi votați. Considerăm că polemicile pe marginea candidaturii unei persoane sau alteia sunt inutile atâta timp cât niciuna dintre aceste persoane nu ne oferă certitudinea că va obține 61 de voturi. Considerăm că procesul de alegere a președintelui trebuie să fie corelat cu asigurarea calității, consecvenței și continuității actului guvernării. Alianța pentru Integrare Europeană și-a asumat, prin programul său de guvernare, angajamente concrete în fața cetățenilor, pe care trebuie să le onorăm, inclusiv și procesul de alegere a președintelui, nu ar trebui să afecteze soluționarea problemelor sociale-economice cu care se confruntă țara la moment. Suntem îngrijorați de faptul că polemica în jurul alegerilor prezidențiale a plasat pe un plan secund agenda socială-economică. Astăzi, actorii politici care se dau în spectacol pe la posturi de televiziune au uitat total de cetățeni și de țară. Nu mai vorbesc de necesitatea adoptării politicii bugetar-fiscale, a bugetului fondurilor de asigurări sociale de stat, a bugetului fondurilor de asigurări medicale obligatorii, a tuturor acelor legi care reies din angajamentele noastre privind liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană și privind negocierile pe marginea creierii zonei de comerț liber, aprofundat și cuprinzător cu Uniunea Europeană. Astăzi, pe agenda parlamentară, avem circa 40 de proiecte solicitate de către guvern pentru a fi adoptate în regim prioritar. O eventuală tărăgânare a examinării și adoptării acestora pune sub semnul îndoielii atât suportul politic pentru echipa guvernamentală, cât și perspectiva stabilității social-economice pe termen scurt și mediu. Vom oferi doar câteva exemple. Proiectul legii apelor, neadoptarea acestuia până la finele anului curent, poate conduce la pierderea unei tranșe a asistenței financiare sub formă de grant de la Corporația Provocările Mileniului. Proiectul de lege pentru adoptarea strategiei de reformare sectorului justiției pentru anii 2011-2016, poate neadoptarea lui până la finele anului curent, poate duce la pierderea asistenței din partea Comisiei Europene în valoare de 50 de milioane de euro. Proiectul de lege privind protecția concurenței, proiectul de lege privind ajutorul de stat, cu privire la insolvabilitate, proiectul de lege privind serviciile de plăți și monedă electronică, proiectul de lege privind piața de capital și multe altele care derivă din programul nostru de cooperare cu Banca Mondială și alți parteneri de dezvoltare în contextul negocierilor pentru liberalizarea regimului de vize și instituirii zonei de comerț liber, aprofundat și comprehensiv, și care au ca termen final de adoptare lunile noiembrie-decembrie 2011. Pornind de la cele expuse mai sus, Partidul Liberal Democrat de Moldova declară că propunerile privind organizarea alegerilor prezidențiale la jumătatea lunii decembrie pot periclita procesul de adoptare a actelor legislative atât de necesare pentru asigurarea suportului guvernului și bunăstării cetățenilor. Pentru ca țara să intre în noul an cu un buget,
pentru ca oamenii să poată primi pensiile și salariile la timp, pentru ca să continue reconstrucția și reparația drumurilor, dar și altor obiecte de infrastructură, pentru ca școlile, grădinițele, spitalele să poată funcționa normal, trebuie să acordăm prioritate actului legislativ. Toate analogiile care se fac în raport cu anul precedent, când nu s-a reușit adoptarea în termen a bugetului de stat pentru anul 2011, nu sunt valabile. Acum situația este total diferită. Atunci știam din timp că vom avea alegeri parlamentare anticipate și nu vom reuși adoptarea bugetului. Atunci aveam înțelegeri prealabile cu partenerii de dezvoltare, atunci am avut răgazul pentru a ne pregăti temeinic pentru perioada în care urma să nu avem buget. Astăzi însă țara nu este pregătită să intre în noul an fără cele trei bugete de bază. În plus, nu ne putem permite luxul să tergiversăm două procese de maximă importanță pentru Moldova. Liberalizarea regimului de vize și crearea zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere, perioada de până la finele anului curent este una decisivă și determinantă. Dat fiind această situație, Partidul Liberal Democrat de Moldova propune ca în perioada imediat următoare urmează să lucrăm intens asupra agendei legislative, să acordăm prioritate soluționării problemelor stringente ale țării, abia după ce vom avea votate bugetele și ne vom asigura că cetățenii nu vor avea de suferit de pe urma neînțelegerilor dintre partide pe tema alegerii președintelui, vom putea reveni la această temă, sper că cu mai multă seriozitate și responsabilitate. De clasa politică depinde cât de repede ne vom mobiliza pentru a vota aceste legi esențiale pentru stabilitatea social-economică a țării și, implicit, cât de repede vom putea reveni la stabilirea datei alegerii președintelui. Nu trebuie să uităm că nu avem nicio certitudine că cel pe care Alianța pentru Integrare Europeană îl va înainta acum în calitate de candidat la funcția de președinte va obține și voturile necesare pentru a fi ales. În aceste condiții, ceea ce riscăm să facem noi acum este, de fapt, încă un pas spre alegerile anticipate, primul fiind făcut cu ceva timp în urmă, când la insistența unor colegi de alianță s-a declanșat procedura de alegere a președintelui, deși nu aveam nicio claritate că vom obține cele 61 de voturi. Această inițiativă s-a dovedit a fi, până la urmă, una irresponsabilă, care a dus și mai multă confuzie în societate și a blocat activitatea Parlamentului pentru o perioadă de circa 3 săptămâni. Am tot auzit în ultimul timp multe aluzii referitor la teste. Considerăm că capacitatea de concentrare pe agenda legislativă, pe agenda social-economică și de integrare europeană va fi adevăratul test pentru Alianța pentru Integrare Europeană și o reconfirmare a votului de încredere acordat guvernului. Neadoptarea documentelor menționate mai sus va distorsiona practic toate procesele sociale, economice și de integrare, inclusiv acordarea indemnizațiilor pentru perioada rece a anului, evaluând practic cu blocarea activității guvernului. Partidul Liberal Democrat de Moldova își reconfirmă și cu această ocazie atașamentul față de înțelegerile pe care le-am avut anterior cu partenerii de alianță și disponibilitatea de a-și onora angajamentele asumate. Totodată, facem apel la partenerii noștri politici, la toate forțele parlamentare, să dea dovadă de responsabilitate, de clar viziune și de maturitate politică și să nu admită sub nicio formă declanșarea pripită a unor procese care ar putea afecta grav interesele cetățenilor. Asta este declarația fracțiunii noastre, care exprimă viziunea noastră asupra proceselor politice de viitor.